Society. Bună seara, încep știrile. Ședința solemnă a Parlamentului dedicată omagierii personalității regelui Mihai I al României a fost una a ipocriziei. Rând pe rând, de la președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu până la cel al Camerei Deputaților Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose și patriarhul Daniel, toți au ținut să-l ridice în slăv pe regele Mihai. Cei trei oameni politici au uitat însă că PSD i-a interzis majestății sale să revină în țară după Revoluție, iar patriarhul a vorbit despre credința regelui Mihai, deși a refuzat canonizarea. A doua oară, regele Mihai a venit în Parlament pe 25 octombrie 2011. Voi fi mereu mândru că am fost cel care împreună cu colegul meu, Puiu Hașoti, am inițiat atunci invitarea regelui în forul reprezentativ suprem al națiunii noastre. Tăriceanu uită să spună însă că în anul 2001 președintele Ion Iliescu face gestul istoric al reconcilierii și îl invită pe regele Mihai la redeschiderea unei galerii de artă la Palatul Regal și îi se adresează cu sire. În 2011, odată cu discursul istoric al regelui din Parlamentul României, se consumă și ultimul episod dintre cele două personalități politice. Regele Mihai I refuză mâna întinsă de Ion Iliescu. Și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, dar și premierul Mihai Tudose au uitat că mentorul lor, Ion Iliescu, a fost cel care nu l-a lăsat pe regele Mihai să intre în țară după Revoluție și au ținut discursuri jenante în plenul reunit al Camerei. În același discurs, regele Mihai a invocat valorile care trebuie să ne definească pe noi românii. Cele mai importante lucruri de dobândit, după libertate și democrație, sunt identitatea și demnitatea. Elita românească are aici o mare răspundere. Identitatea și demnitatea nu este întâmplător, că tocmai în jurul acestor valori încercăm să construim ultima perioadă viitorul națiunii. Așa a putut ierta cu noblețe toate nedreptățile pe care i s-au făcut, știind că, în definitiv, nu sunt altceva decât proiecția fricii și a propriilor slăbiciuni ale celor care le-au săvârșit. Și pentru ca tabloul grotesc să fie complet, patriarhul României a vorbit despre credința puternică a regelui Mihai, deși a refuzat canonizarea acestuia. Un om cu o credință puternică, pe care nu s-a sfidat niciodată să o mărturisească în public, trăind potrivit principiului călăuzitor al monarhiei române, nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. După ce au vorbit despre onoare, corectitudine și valori morale, membrii coaliției PSD-ALDE s-au pus pe treabă că scopul întâlnirii pentru cei care ne conduc n-a fost să-l omagieze pe regele Mihai, ci să modifice cât mai repede legile justiției. Acestea au fost votate pe repede înainte, generând un circ monstru în plen, unde reprezentanții opoziției au făcut tot posibilul pentru a trage de timp. PSD se grăbește să treacă legile care au scos oamenii în stradă. Cele două legi au fost votate rapid, în timp ce reprezentanții opoziției fluierau și băteau în bănci. Prima dintre legile justiției, legea 303 privind statutul magistraților, cea care a generat circul din plen de săptămâna trecută, a trecut de votul final de la Camera Deputaților într-o ședință care a fost convocată cu doar 3 ore înainte. Totodată a trecut și proiectul lui Florin Iordache de modificare a legii ANI. Cele două legi au fost adoptate imediat după ce s-a terminat ședința solemnă ținută în cinstea regelui Mihai. Punerea pe ordinea de zi astăzi a două legi, cea referitoare la funcționarea Agenției Naționale de Integritate și cea referitoare la statutul magistraților, după o ședință solemnă în care am omagiat un om de stat, un reper moral, înseamnă că, de fapt, vă arătați limpede capacitatea de a nu putea mima nici măcar o urmă de decență. Dragi colegi, nu aveți nici măcar un Dumnezeu. În campania electorală
permiteți-mi să-mi închei procedura. Vă rog să concluzionați. În campania electorală ați dat asigurări că nu veți face legi pentru hoți, că nu veți intra cu picioarele pe legile justiției. Însă astăzi, la fix un an de la alegeri, arătați că singurul lucru care vă motivează în momentul de față este agenda infracțională a câtorva persoane. Opoziția a făcut-o posibilul pentru a trage de timp, cerând în mod repetat drept la replică pentru a întârzia votul pe cele două legi controversate. Mă uit către domnul Liviu Dragnea, mă uit către domnul Iordache, e o vorbă veche românească, spune că atunci când doi spun că ești beat, te duci și te culci. Astăzi, domnule Dragnea, strada, și nu sunt doar doi, sunt mii de oameni acolo, vă spun că va lua beția puterii. Domnule Iordache, Consiliul European vă spune că v-a luat beția puterii. Iar opoziția întreagă vă spune că v-a luat beția puterii. O să dacă reușesc să vă culcați neapărat. Dar tot pentru că v-am pomenit numele, poate aveți ceva să ne spuneți. Nouă, celor care vă privesc, celor care vă ascultă și abia așteaptă să vă întâlnească, sunt convins, cei care sunt în fața Parlamentului. Mi-amintesc prima ședință când am venit noi ca tineri parlamentari, ca noi parlamentari ai României în această sală. Și domnul Dragnea ne-a spus tuturor, e drept, ce parlament profesional vom avea și profesionist vom avea de anul acesta și că trebuie să se schimbe vechile tare. Și deși noi am cerut de fiecare dată extinderea programului de lucru, lucrăm mult prea puțin, nu s-a întâmplat niciodată. Dar când e vorba de scos dinții justiției, iată că stăm după o ședință solemnă să facem o ședință. Și vă întreb, domnule Roman, pe dumneavoastră, că ați vrut să păreți creativ și ați avut un mesaj către cetățeni, le-ați arătat prețurile la lapte, la carne, la brânză, la ouă. Astăzi când se spulberă justiția, ce le arătați cetățenilor? Nimic nu le-a tulburat însă liniștea pesediștilor, care au zâmbit satisfăcuți după ce și-au îndeplinit sarcina primită de la partid în ceea ce privește legile justiției. PSD vrea cu orice chip să îngenuncheze justiția, iar pentru a-și îndeplini obiectivul, socialdemocrații sunt capabili de orice. Nu le pasă nici de faptul că România au ieșit din nou în stradă în fața Parlamentului, dar și în marile orașe din țară. Oamenii au ieșit în stradă după ce modificările legilor justiției au fost adoptate în Parlament. Totul s-a întâmplat imediat după ședința solemnă ținută în memoria regelui Mihai. Săptămâna trecută, proiectul de modificare a statutului magistraților, parte a reformei legilor justiției, a fost votat pe articole într-o ședință maraton de 13 ore, care s-a terminat cu un circ de proporții. După ce au ripostat în Parlament, reprezentanții opoziției s-au alăturat protestatarilor. Românii și-au exprimat indignarea în stradă, deși vremea nu a fost deloc prietenoasă. Protestatarii au mers în piața Constituției, unde și-au strigat nemulțumirile. Ne-a săturat de penalii ăștia care ne conduc, care nu țin cont de recomandările CSM-ului, nu țin cont de opoziția Uniunii Europene, nu țin cont de nimic. Totul trec pe repede înainte, modificări fără dezbatere. Ne-a săturat. Proteste au avut loc în toate marile orașe din țară. La Cluj, oamenii s-au strâns în centrul orașului, chiar în fața sediului PSD. Protestatarii au fluierat și au strigat lozinci precum hoții, justiție, nu corupție și DNA să vină să vă ia, în timp ce fluturau steagurile României și ale Uniunii Europene. Câteva sute de oameni au ieșit în stradă și la Sibiu pentru a protesta împotriva modificărilor aduse legilor justiției. Ecaterina Andronescu a fost audiată din nou la Direcția Națională Anticorupție. Fostul ministru al Educației a dat explicații în fața procurorilor anticorupție în dosarul bazei cutezătorii. La ieșirea de la audiere, Ecaterina Andronescu a spus că a venit să completeze doar o declarație în acest dosar și că nu a făcut niciun favor nimănui niciodată. În viața mea de om public și nepublic, n-am cerut și n-am luat de la nimeni nimic. N-ar fi trebuit niciodată să ajung aici și în niciun caz să mă puneți sub semnul unor oameni care să încercați legea. Dar v-ați întâlnit cu Dinu Pescariu pentru că el susține că ați avut mai multe întâlniri.
a cerut prelungirea contractului, avea contractul până în 2014 și i-am spus că are contractul până în 2014 și suntem în 2019. N-am făcut niciodată niciun favor nimănui. Fostul ministru al educației, Caterina Andronescu, a fost audiată la DNA în dosarul bazei cu tezătorii în care sunt implicați Dinu Pescariu și fostul secretar de stat în Ministerul Educației, Mihnea Costoiu. Costoiu și fostul tenismen Dinu Pescariu au fost plasați sub control judiciar de către procurorii DNA pentru abuz în serviciu, respectiv instigare la abuz în serviciu, ancheta vizând modalitatea de prelungire cu 25 de ani a contractului de închiriere, prin care baza sportivă și de agrement pentru copii cu tezătorii din București fusese dată în folosință Fundației Dinu Pescariu. Costoiu ar fi semnat prelungirea contractului, deși acesta ar fi fost în curs de reziliere, iar imediat după preluarea bazei sportive, Fundația lui Pescariu a îngrădit accesul copiilor la clădirile și terenurile de sport proprietatea statului și a schimbat scopul utilizării bazei cu tezătorii, folosind-o în scopuri comerciale. Prejudiciul estimat în acest dosar este de aproape 94 de milioane de euro. Șefii companiei Teldrum, doi dintre apropiații președintelui PSD Liviu Dragnea, au devenit oficial inculpați în primul dosar al DNA care vizează compania din Alexandria. Petre Piti și Flora Nedea vor fi trimiși în judecată pentru o afacere care ar fi păcubit bugetul Uniunii Europene cu aproape 1 milion de euro. Societatea Teldrum, Petre Pitiș, directorul general al acesteia, și Mircea Vișan, director în cadrul aceleiași firme, au fost puși sub urmărire penală pentru obținerea ilegală de fonduri europene în cazul achiziționării unei stații de asfaltare. În dosar mai sunt cercetați Florian Neda, reprezentant al Teldrum, și Florian Ion, reprezentantul unei mari firme de construcții, pentru complicitate la săvârșirea aceleiași infracțiuni. Astfel arată procurorii anticorupție în urma depunerii cererii de rambursare din luna februarie 2016, Teldrum ar fi primit fonduri europene de 4.170.000 de lei, sumă apropiată de valoarea maximă eligibilă în cadrul proiectului, nerambursabilă. Ministerul Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă în acest caz. În cadrul proiectului, prin care a primit finanțare din bani europeni, Teldrum S.A., prin reprezentanții săi Mircea Vișan și Petre Pitiș, a simulat procedura prin care a achiziționat stația mobilă de preparare mixturi asfaltice. Ca urmare a procedurii de achiziție a reieșit că ofertantul câștigător este firma VFA Impec SRL. În realitate, această firmă are o relație de afiliere cu Teldrum, ea fiind doar interpusă între furnizorul utilajului și beneficiarul Teldrum, cu unicul scop de a majora artificial prețul de achiziție al utilajului și, pe cale de consecință, de a majora suma nerambursabilă obținută de Teldrum S.A., se arată în comunicatul DNA. Petre Pitiș este unul dintre personajele cheie în acest dosar. De altfel, el este unul dintre cei care au fost puși recent sub acuzație în dosarul care vizează suspiciuni de corupție în legătură cu activitatea acestei companii din Alexandria. Pitiș mai este acuzat de aderare la un grup infracțional organizat constituit de Liviu Dragnea, după cum afirmă procurorii DNA, dar este vizat și de suspiciuni de evaziune fiscală și complicitate la abuz în serviciu. Mai mult, anchetatorii spun că Teldrum ar fi purtat negocieri directe cu furnizorul, inclusiv în ceea ce privește oferta pe care acesta urma să o facă firmei conduse de Florian Ion, dar și informații privind procedura de atribuire a contractului de furnizare a bunului înainte de publicarea anunțului pe site-ul oficial. Beneficiarul proiectului Teldrum S.A. a folosit cu rea credință documente și declarații false, inexacte și incomplete, respectiv declarațiile privind inexistența conflictului de interese, deși exista o relație personală între Petre Pitiș, Florian Neda și Florian Ion și o relație de afiliere între Teldrum S.A. și VFA Impec SRL, se mai arată în comunicatul DNA. Pentru a recupera prejudiciul, procurorii au instituit măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților persoane fizice și juridice. Casa Regală a anunțat schimbări importante în programul ceremoniilor funerare ale regelui Mihai. Ce modificări sunt programate pentru a fi respectată tradiția monarhică, vă spun imediat în jurnal. Condamnări grele pentru frații Cămătaru și pentru șefii clanului sportivilor. Sile Cămătaru a primit 5 ani și 6 luni de închisoare cu executare, iar liderul sportivilor, Radu Roșca, a primit 9 ani de închisoare pentru o listă lungă de infracțiuni, printre care amintim șantaj, cămătărie, tentativă de omor calificat și omor deosebit de grav. În același dosar, Mario Nuțu Balint, fiul lui Sile Cămătaru, a primit 2 ani de închisoare cu suspendare. Sentința Curții Supreme este una definitivă.
Frații Ion Balint, zis Nuțu Cămătaru, și Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, precum și liderul clanului sportivilor Radu Cristian Roșca, au fost trimiși în judecată în iulie 2013 alături de alți 51 de interlopi pentru săvârșirea de infracțiuni de violență. În perioada 2008-2012, membrii celor două grupări rivale au provocat în spațiul public conflicte stradale în care s-au folosit inclusiv arme de foc, în scopul asigurării supremației la nivel infracțional în municipiul București, punând în pericol viața mai multor oameni. Inițial, Sile Cămătaru primise 7 ani la instanța de fond, pedeapsă scăzută cu 2 ani de Înalta Curte de Casație și Justiție. În schimb, fratele său, Ion Balint, zis Nuțu Cămătaru, a rămas cu pedeapsa de la Curtea de Apel de 5 ani și 5 luni de închisoare cu executare. Mario Nuțu Balint, fiul lui Sile Cămătaru, a primit 2 ani de închisoare cu suspendare. Liderul clanului sportivilor Roșca s-a ales cu 9 ani de închisoare cu executare. Lista condamnărilor este una lungă. Liderul grupării care a furat arme din unitatea militară de la Ciorogârla, Eugen Preda, a scăpat ușor, fiind eliberat condiționat pe 22 noiembrie în baza legii recursului compensatoriu. În urmă cu 7 ani, Nuțu Cămătaru pășea penitenciarul Jilava cu mare alai. Interlopul era așteptat de familie și prieteni, dar și de unul dintre caii lui preferați. Cu o primire demnă de un rege, interlopul a încălecat pe șa și a pornit victorios spre casă în aplauzele apropiaților. Atunci, Nuțu Cămătaru ispășise o pedeapsă de 6 ani pentru fapte de violență și crimă organizată. Clanul Cămătaru are în spate o istorie lungă, fiind unul dintre cele mai temute din România. Am trecut prin multe, dar lumea nu știe. Am știut în viață cum să ne impunem și în vârful piramidei să rămânem. Membrii familiei Cămătaru au în sânge dorința de supremație. În aprilie 2008, frații Vasile și Ion Balint, dar și mama acestora, au fost condamnați pentru sechestrare de persoane, înșelăciune și proxenetism de Înalta Curte de Casație și Justiție. Accident teribil pe DN18 în Maramureș. O femeie a plonjat cu mașina în albia unui râu după ce a pierdut controlul volanului într-o curbă. În zonă nu exista niciun parapet de protecție, deși drumul este reabilitat. Culmea, imediat după accident, autoritățile au început montarea lor. Eu văzut degetele. Eu am făcut cealaltă parte din Baia Mare, a fost înaintea noastră, doamnă. Accidentul s-a produs în jurul prânzului în dreptul localității Maramureș-Enemara. Femeia circula cu autoturismul dinspre Baia Mare înspre Sighetul Marmației, însă într-o curbă din cauza neadaptării vitezei, în condițiile în care drumul era acoperit cu zăpadă, femeia a pierdut controlul volanului, iar mașina a plonjat în albia râului. Norocul șoferiței a fost că un bărbat care a văzut întreaga scenă a sărit în apă și a scos-o repede din mașină. În scurt timp, la fața locului au sosit mai multe echipaje de pompieri și de salvare. Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale deoarece intrase în șoc hipotermic. La locul incidentului și-au făcut apariția și reprezentanții firmei care se ocupă de lucrările de pe DN18 din zona pasului Gutâi și au început montarea parapeților de protecție. Asta deși pe ruta respectivă se efectuaseră deja lucrări de reabilitare. Tot în Maramureș, la primele ore ale dimineții, un alt accident a avut loc pe drumul județean care face legătura între Șomcuța Mare și Mireșu Mare. Un autoturism s-a răsturnat, iar o persoană a rămas încarcerată. Alexandru Arșinel trece prin clipe cumplite. Actorul a suferit o intervenție pe cord. Arșinel a ajuns ieri la spital după ce a acuzat dureri mari la nivelul toracelui. Se pare că umoristul ar fi suferit un preinfarct la doar 3 săptămâni de la moartea Stelei Popescu. Starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel s-a agravat în ultimele săptămâni. Artistul a fost extrem de afectat de pierderea partenerei sale, Stella Popescu, dar și a actriței Cristina Stamate. În vârstă de 78 de ani, Arșinel a ajuns ieri cu ambulanța la Spitalul Universitar. Artistul va suferi o intervenție pe inimă. A fost supus unei coronarografii și în urma căruia s-a decis implantarea unui stent pe artera interventriculară anterioara a inimii, una dintre arterele mari din zona cardiacă, pentru că avea o stenoză de 70%. Starea domniei sale acum este favorabilă, este conștient, cooperant, stabil hemodinamic, respirator, mănâncă și este foarte bine. Actorul tocmai venea după turneul susținut în străinătate și în care ar fi trebuit să joace alături de Stella Popescu. Se pare că Arșinel a suferit un preinfarct.
Intraprocedural nu a apărut nicio complicație și procedura nu durează mai mult de 30-45 de minute. În cazul domniei sale, undeva spre 40 de minute. Totul a decurs în condiții normale și fără niciun fel de complicație. Alexandru Așinel a fost supus mai multor intervenții chirurgicale la coloană și, în urmă cu 4 ani, a trecut printr-un transplant de rinichi. Fotbalul românesc a fost foarte aproape de o nouă tragedie. Jucătorul celor de la Gazmetan Media și Darius Solaru a suferit o accidentare gravă, iar medicii au fost nevoiți să-l scoată în afara terenului pe targă. I-au pus sportivului și un guler medical, aplicat însă greșit, fapt ce ar fi putut agrava accidentarea. Olarul lovit în moalele capului s-ar putea să aibă probleme serioase jucătorul Mediașului. Acesta este momentul în care sportivul de 19 ani a fost lovit de un adversar la un duel aerian. Daniel Olaru a avut nevoie de o intervenție urgentă a medicilor de pe marginea terenului. Aceștia i-au oferit primul ajutor fotbalistului, l-au urcat pe targă și i-au pus un guler cervical. Surpriză însă. Proteza la gât a fost aplicată greșit de către medici. Din cauza acestui lucru, fotbalistul își putea disloca o vertebră din cauza poziției gâtului sau se putea sufoca deoarece nu i se putea aplica o traheotomie în caz de urgență. Ambulanța prezentă la meci aparține centrului medical de elită Mediaș. Fotbalistul a fost transportat de urgență la spitalul municipal, unde din fericire se află în afara oricărui pericol. Este ancheta la Cara Severin, unde 3 eleve s-au bătut în sala de clasă. Cele 3 fete riscă acum să fie exmatriculate. Totul a pornit după ce o elevă de la un liceu din Herculane a fost luată la bătaie de alte 2 fete, din cauza unei datorii. Colegii nu au schițat însă niciun gest să le despartă. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Scenele au avut loc la un liceu din Herculane. Ca din senin au tăbălât cele 2 adolescente pe colega lor și nu s-au lăsat până nu au văzut-o pusă la pământ. Filmarea în care 3 eleve din Caraș Severin se bat în timpul unei pauze a devenit virală pe internet. Cele 3 fete au fost chemate de către conducerea liceului. Marți, Consiliul Profesoral va decide ce măsuri vor fi luate. Cele 3 fete implicate în incident riscă de la scăderea notei la purtare până la izmatricularea din liceu. Criza din Franța privind laptele praf infestat cu salmonela a ajuns și în țara noastră. Cât de mare este pericolul, aflați imediat în jurnal. Alcoolemie record pentru un șofer din Iași. Polițiștii au tras pe dreapta un bărbat, iar în urma verificării cu etilotestul s-a constatat că șoferul avea o alcoolemie de 2,55 de miligrame per litru în aerul expirat. Însă, cum a ieșit din sediul poliției, individul nu s-a dus acasă, ci la primul bar din sat. Alo, domnul? Domnul? Domnul, ești alea afară? Dar nu știu voi să-l filmeze aici în sede. Ați fost prins bău la volan? După o noapte grea în sediul poliției, în care a trebuit să le răspundă oamenilor legii la valul de întrebări, șoferul a obosit și a tras un pui de somn până în zori. A fost trezit de reporter, dar nu a reușit să lege o frază coerentă. A spus doar că a băut o țuică și vin, în timp ce se sprijinea de caloriferele din sediul poliției. Bărbatul le-a spus polițiștilor că era angajat la o spălătorie auto de lângă bariera de la Comat și că a furat o mașină a unui om care o adusese pentru a-i umfla roțile. A profitat că nu a fost văzut de patron, a luat cheile și a început să gonească pe străzile din comuna Ungheni, județul Iași. După o noapte furtunoasă în sediul poliției, individul de aproape 40 de ani a plecat glonț la bar ca să se dreagă. Mă drept, te drești cu o bere după o alcoolemie la 4 la în sânge? Bineînțeles. Cum, cu o mână conduceai și cu una da, beai? Da, eu schimb vitezele cu o mână și cu o mână am sticla. În mod schimbător. Schimb direct cu doza. Cum faci? Dacă ești de hidramatic, mai bine. Nu doar în bască. Imaginile au fost surprinse de un trecător care l-a prins pe bărbat luându-și micul dejun în fața barului din sat. Întrebat dacă își dă seama de gravitatea situației, individul l-a dat mut pe interlocutorul său. Dar tu ești conștient de gravitatea lucrurilor? I don't care. You speak English? Yes, very good. Yeah? Yeah. 7 limbi. 7 limbi? Da. Ibi sunt daneza.
Vești îngrijorătoare despre Ion Iliescu, fostul președinte al României, se simte tot mai rău. De altfel, Iliescu nu a mai apărut în public de luni bune. Pentru prima oară după 1989, fostul șef de stat nu a mai participat la parada de 1 decembrie. Ion Iliescu a preferat să fie o prezență discretă în viața publică în ultimii ani. Anchetat în dosarele Revoluției și Mineriadei, fostul președinte a stat departe de politică. Se pare însă că acesta se confruntă în ultima vreme cu probleme mari de sănătate. Potrivit jurnaliștilor de la CanCan, președintele de onoare al PSD a ajuns să iasă foarte rar din casă din cauza unor dureri insuportabile pe care le are la picioare. Aceste probleme l-au împiedicat să participe și la parada de 1 decembrie pentru prima oară din 1990 încoace. Nu sunt primele cumpene majore pentru Iliescu. În 2007 acesta a avut o intervenție chirurgicală la inimă, iar în urmă cu 5 ani s-a operat în Franța, la Paris, amintește cancan.ro. Dacă sănătatea este șubredă, la capitolul financiar nu se poate plânge. Fostul președinte are parte de venituri cu adevărat impresionante. Aproape 10.000 de lei câștigă lunar Ion Iliescu. Acesta încasează o pensie de 3.916 lei și o indemnizație pe motiv că ocupa funcția supremă în stat, în valoare de 5.331 de lei. Un moment de neatenție s-ar fi putut transforma într-o mare tragedie pentru Gheorghe Zamfir. Artistul în vârstă de 76 de ani a ajuns la spitalul militar, acolo unde a avut nevoie de îngrijiri medicale. După ce a călcat greșit pe scările blocului, a alunecat și s-a lovit la picior. Pentru naistul care a reușit să cucerească aplauzele întregii planete, sfârșitul de săptămână a fost unul cu peripeții. Într-unul dintre drumurile pe care a fost nevoit să le facă pentru a-și rezolva anumite probleme, maestrul a suferit un banal accident care însă i-a dat mari emoții. Artistul în vârstă de 76 de ani a ajuns la spitalul militar, acolo unde a avut nevoie de îngrijiri medicale. Gheorghe Zamfir a călcat greșit pe scările blocului, a alunecat și s-a lovit la rotulă. Din fericire, nu a fost vorba de o fractură, iar medicii l-au lăsat să plece acasă. Apropiații lui Gheorghe Zamfir susțin că maestrul nu a stat la pat după ieșirea din spital și și-a reluat imediat activitățile. De români sunt în pericol să nu-și mai primească pensiile. Sunt proteste la mai multe case de pensii din țară. Oamenii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării din domeniul bugetar. Orele suplimentare neplătite și volumul mare de lucru reprezintă principalele probleme cu care se confruntă angajații an de an. Încă de la primele ore ale dimineții, angajații casei de pensii din Iași s-au pus în fața instituției și au început să protesteze. Oamenii sunt nemulțumiți de modificările salariale care vor intra în vigoare începând cu anul 2018. Angajații protestează în fața instituției. Revendicările care sunt următoarele. Alinierea grilei de salarizare la nivelul colegilor din administrație care au salarii mai mari cu procente între 50 și 100% și asimilarea pe grila CNPP, Casa Națională de Pensii din București, pe noua lege de salarizare. Salariații spun că au trimis numeroase notificări către ministrul Muncii Ilia Olguța Vasilescu pentru a rezolva problema, însă nu au primit niciun răspuns. Salarizarea noastră, noi am rămas de colegii din familia ocupațională administrație în urmă cu salarizarea, avem cele mai mici salarii cu tot sistemul bugetar chiar în acest moment. Nu am putut beneficia de actele normative date în ultimii ani pentru că nu am avut să ne aliniem cu salarizarea, toți avem salarii mici, cum au fost colegii din administrație locală. Proteste spontane au avut loc și la Cluj, unde oamenii cer o salarizare unitară cu celelalte instituții publice, fără să mai existe diferențe de salarizare. La Suceava, peste 40 de angajați au întrerupt lucrul timp de o oră și și-au strigat nemulțumirile. Funcționarii acuză volumul mare de muncă și atrag atenția asupra lipsei de personal. Nemulțumirea vis-a-vis de salarii și faptul că avem o
activitate grea. Avem un număr mic de personal, din 87, 8 sunt la expertiză medicală, iar aici la nivel de instituție sunt 79, din care au rămas la ghișei ca să nu paralizăm activitatea. Acțiuni similare au avut loc și la Casa Județeană Sălaj. Peste 50 de angajați au organizat un protest în fața instituției, nemulțumiți fiind de nivelul salarizării. Manifestanții au întrerupt lucrul timp de 2 ore, cerând alinierea salariilor lor la nivelul celor pe care le încasează colegilor de la structura centrală. Protestul a durat mai bine de 2 ore, oamenii acuzând că salariile lor au rămas la același nivel din anul 2010 și că angajații din capitală sunt plătiți în mod diferit față de cei din structurile teritoriale. Casa Regală a anunțat schimbări importante în programul ceremoniilor funerare ale regelui Mihai. Ca să respecte așa cum se cuvine tradiția monarhică, sicriul majestății sale va fi purtat în procesiune pe un afet de tun până la Catedrala Patriarhală și apoi prin centrul capitalei până la Gara Băneasa. Nu doar că așa a fost tradiția în cazul regilor Carol I și Ferdinand, ci și pentru că regele Mihai a deținut gradul cel mai înalt al armatei române, cel de mareșal. Miercuri 13 decembrie 2017, orele 11, trupul neînsuflețit al regelui Mihai va ajunge pe aeroportul din Otopeni, după care va fi dus la Palatul Peleș din Sinaia. La ora 14, corpul neînsuflețit al regelui va fi așezat în holul de onoare al castelului Peleș. Custodele coroanei și familia regală vor fi prezenți la Sinaia, unde sunt așteptați reprezentanții instituțiilor din România și nu numai. După vizitele oficiale, la ceas de seară, ultimul monarh al României va fi dus la Palatul Regal de la București. Pe 16 decembrie, la orele dimineții, va avea loc un scurt serviciu religios în sala tronului. Ca să respecte, așa cum se cuvine, tradiția monarhică, sicriul majestății sale va fi purtat în procesiune pe un afet de tun până la Catedrala Patriarhală și apoi prin centrul capitalei până la Gara Băneasa. Inițial, familia regală optase pentru o mașină mortuară, iar alt detaliu important, drumul până la Curtea de Argeș, locul înmormântării regelui Mihai, va fi parcurs cu trenul regal, așa cum s-a procedat și în cazul regelui Ferdinand, întregitorul. După o scurtă ceremonie religioasă și militară, sicriul va fi apoi urcat pe un afet de tun până la Patriarhie. Cortegiul funerar, din care va face parte familia regală, reprezentanța bisericii și ai armatei, va porni apoi spre Catedrala Patriarhiei pentru slujba de înmormântare. Afetul de tun va fi tras în semn de omagiu de un vehicul militar. Dar, de la ora 14, încet, la pas, urmat de toți iubitorii monarhiei și ai regelui Mihai I, cortegiul va traversa Bucureștiul. Va fi un traseu presărat cu flori, care va atinge și puncte de foc din destinul recent al României. Piața Universității, locul baricadei din 21 decembrie, Piața Romană, Bulevardul Chiselef, Arcul de Triumf, șoseaua București-Ploiești. La fel ca în cazul înaintașilor regelui Mihai, sicriul majestății sale va pleca din Gara Regală Băneasa cu trenul regal spre Curtea de Argeș și nu cu mașina mortuară, așa cum a fost anunțat inițial. Seara, trenul regal va ajunge la Curtea de Argeș, unde regele Mihai va fi îngropat în noua catedrală, iar publicul nu va avea acces. Lăcașul de cult nu va putea fi vizitat apoi vreme de 7 zile după înmormântare. Țara va fi în doliu național între 14 și 16 decembrie. Regele Mihai a fost un mare pasionat de mașini. Cea mai dorită a fost un Jaguar Supersport din 1937. S-au fabricat doar 116 modele în toată lumea, iar bijuteria a fost părăsită într-o parcare din drumul Taberei. Regele Mihai a învățat să conducă încă din copilărie pe aleile castelului Peleș. A furat meseria de la șoferii de la palat. Ulterior, acesta a devenit un colecționar de mașini. Rolls-Royce, Ford, Buick, Volvo, Alfa Romeo sau Lincoln. Dar cel mai apropiat de suflet i-a fost un SS Jaguar 100 Supersport, fabricat în anul 1937, primit cadou la împlinirea vârstei de 16 ani. Au existat doar 116 exemplare din acest model. Exemplarul a fost vândut după câțiva ani, azi ajungând să valoreze peste $1.000.000. O altă piesă de colecție care a aparținut regelui a fost un BMW vândut cu 20.000 de euro în cadrul primei licitații de mașini de colecție din România, organizată în august 2012. Modelul BMW 760L a fost limuzina oficială cu care regele Mihai I a făcut călătorii în țară și în străinătate. Mașinile de care regele nu s-a despărțit niciodată au fost aduse acasă în România la Săvârșin. Toate aceste automobile vor face parte din Muzeul Regal al Automobilului.
Criza din Franța privind laptele praf infestat cu salmonela a ajuns și în România. Asta după ce compania producătoare a confirmat că formule de lapte praf contaminate au fost exportate și în țara noastră. Autoritățile sanitare franceze au descoperit noi cazuri de contaminare cu salmonela a bebelușilor mai mici de 6 luni care au consumat lapte praf. Așa că producătorul Lactalis se vede nevoit să retragă de pe piață produsele exportate în Europa, Africa și Asia, inclusiv către România, China, Taiwan, Pakistan, Afganistan, Irak, Maroc, Liban, Serbia, Georgia sau Grecia. A été trouvé effectivement des traces de salmonelle du même sérotype, c'est-à-dire Agona, que celui trouvé chez les enfants qui ont été contaminés. Sur le site de production, en particulier dans la tour de séchage. Et également, il y a été trouvé des salmonelles dont le sérotype reste à préciser dans quelques produits. Compania franceză este acuzată că nu a gestionat corespunzător riscul contaminării și s-a ordonat să efectueze rechemarea produselor și să oprească vânzările și exporturile unor produse alimentare pentru copii fabricate la unitatea sa din Craon, în vestul Franței, din 15 februarie. Mie mi-este foarte greu să înțeleg cum de a reușit performanța asta la Lactalis, pentru că, în ghilimele performanță, pentru că sistemul de sterilizare, de pasteurizare a laptelui pentru copii este extrem de drastic. Probabil că acolo a fost făcută o greșeală sau s-a contaminat ulterior produsul lor și de aici mica tragedie. Anunțul vine după ce în 3 decembrie autoritățile franceze au retras 3 formule de lapte praf pentru copii după ce 20 de sugari, toți cu vârste sub 6 luni, au fost infectați cu bacteria salmonella. Reamintim că cei care iau bacteria au drept simptome gastroenterită însoțită de vărsături, diaree și, în majoritatea cazurilor, febră. Dan Diaconescu petrece cu peste 200 de invitați. Proaspăt ieșit din închisoare, fostul patron OTV și-a sărbătorit ziua de naștere într-un restaurant din Parcul Herăstrău. După 3 ani petrecuți în închisoare, Dan Diaconescu s-a pus pe distracție. Fostul politician și-a sărbat ziua de naștere într-un restaurant din capitală. Diaconescu a organizat o petrecere cu 200 de invitați. Printre aceștia, oaspeți de seamă precum Florin Călinescu, Serghei Mizir sau Gheorghe Ștefan. Cu câteva kilograme în plus și la fel de zâmbitor ca în zilele bune ale OTV-ului, Diaconescu a dat dedicații și a aruncat cu bani în lăutari. Atmosfera a fost întreținută de Florin Vasilică, Taraful Mirela și Elvis Năsturică și Elena Merișoreanu. Oaspeții s-au delectat cu mâncăruri tradiționale, sarmale, fripturi de toate felurile cu garnituri și murături variate. Piesa de rezistență a fost însă tortul mov, culoarea favorită a fostului lider PPDD. Momente de groază în Statele Unite ale Americii. O explozie a avut loc într-o autogară din New York. Cel puțin 4 oameni au fost răniți. Detalii despre atentat imediat după publicitate. Ne-am întors la știri. Momente de groază în Statele Unite ale Americii. O explozie a avut loc într-o autogară din Manhattan, aflată în apropiere de Times Square. Cel puțin 4 oameni au fost răniți grav, iar alte sute de persoane au fost evacuate de urgență. Cel care a dezlănțuit dezastrul a fost un islamist care a detonat un dispozitiv artizanal pe care îl avea asupra lui. Individul a fost reținut la scurt timp după incident. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Incidentul a avut loc la primele ore ale dimineții la stația de autobuz Port Authority, cea mai mare din Statele Unite, care este tranzitată anual de 65 de milioane de pasageri. Explozia din New York a fost provocată de un islamist care a detonat un dispozitiv artizanal pe care l-avea asupra lui, dar care a explodat accidental deoarece individul avea un alt plan. În urma exploziei, individul a fost rănit, însă au avut nevoie de îngrijiri și alte 3 persoane care se aflau în imediată apropiere a acestuia. În câteva minute autoritățile au împânzit zona, circulația rutieră a fost blocată și sute de persoane
persoane au fost evacuate. Autorul atacului vine dintr-o familie din Bangladesh și este rezident în Brooklyn. Autoritățile americane încearcă să afle dacă individul are legături cu organizația teroristă Stat Islamic. Incidentul vine la 6 săptămâni după ce un bărbat a intrat cu o dubă într-un grup de pietoni din Manhattan, cauzând moartea a 8 persoane în cel mai sângeros atac din New York după 11 septembrie 2001. Altercație violentă la metroul din Bruxelles. Un român a fost ucis și alții 2 oameni au ajuns la spital după o bătaie cu cuțite în care au fost implicate cel puțin 12 persoane. 4 cetățeni români au fost arestați. Incidentul s-a petrecut în noaptea de duminică în jurul orei locale 22:30 la stația de metro Boxtel din Bruxelles. Autoritățile susțin că cel puțin 12 persoane înarmate cu cuțite s-au luat la harță, cel mai probabil fiind vorba despre o dispută între bande rivale. Printre cele 3 victime spitalizate s-a numărat și un român în vârstă de 29 de ani care nu a mai putut fi salvat de medici. 3 persoane ont été hospitalisées suite à ces faits et une de ces 3 persoane est dans l'intervalle décédée ce matin. Il s'agit d'un individu âgé de 29 ans de nationalité roumaine. Poliția a deschis o anchetă în acest caz și încearcă să afle circumstanțele în care s-a produs acest incident. 4 cetățeni români au fost arestați și urmează să fie interogați de către anchetatori, fiind suspectați de tentativă de omor. Ceremonii fastuoase la Stockholm și Oslo. Laureații premiilor Nobel din anul 2017 și-au primit prestigioasele distincții și medalii în cadrul a 2 gale impresionante. Cele mai luminate minți ale lumii s-au adunat la Stockholm, în sala albastră a primăriei, unde gazde au fost chiar membrii familiei regale suedeze. Pe lângă laureați și invitații lor, în sală s-au aflat demnitari, ambasadori și capete încoronate. Câștigătorul premiului Nobel pentru literatură a vorbit despre lumea tot mai dezbinată a zilelor noastre. We live today in a time of growing tribal enmities, of communities fracturing into bitterly opposed groups. Like literature, my own field. The Nobel Prize is an idea that, in times like these, helps us to think beyond our dividing walls, that reminds us of what we must struggle for together. În total, peste 1400 de oaspeți au participat la eveniment, iar numai puțin de 190 de chelneri au avut misiunea de a-i servi. În meniu au fost incluse numeroase specialități rafinate, precum anghinare, miel sau înghețată de afine. În timp ce la Stockholm se desfășura fastuosul eveniment, la Oslo a avut loc procesiunea cu torțe în onoarea laureatului Nobel pentru Pace, Compania Internațională pentru Abolirea Armelor Nucleare. Cei care au avut ocazia să participe la banchetul de la primăria Oslo, care a urmat, s-au putut bucura de un recital al lui John Legend, care a cântat o melodie celebră din repertoriul lui Bob Marley. Incendiu devastator în sud-vestul Chinei, cea mai înaltă pagodă din Asia, a ars până la temelii. Construcția măsura 70 de metri și avea 16 nivele. Era cel mai înalt templu budist datând din perioada dinastiei Ming și fusese reconstruit de mai multe ori de-a lungul unei istorii tumultoase. Turnul de lemn a fost cuprins de flăcări după un incendiu început la complexul de mănăstiri budiste din Mianzhu. Focul s-a extins rapid la toate cele 16 etaje ale clădirii vechi de sute de ani și înalte de 153 de metri. Echipajele de pompieri au ajuns cu greu la fața locului și au reușit să stingă focul abia 4 ore mai târziu. Atunci, pagoda și sala pentru rugăciune au fost în totalitate făcute scrum. Deși complexul budist a fost restaurat în 2007, templul are o istorie de peste 1350 de ani, perioadă în care a fost reconstruit de mai multe ori. Nici o persoană nu a fost rănită în incendiu. Imagini incredibile într-un orășel din Australia. O localitate cu 9.000 de rezidențe a fost invadată de o colonie de peste 200.000 de lilieci, considerați cei mai mari din lume. Localnicii spun că trăiesc un adevărat coșmar.
Peste 200.000 de lilieci din genul Pteropus, așa numitele vulpi zburătoare, au invadat localitatea Charters Towers în ultimele săptămâni. Câteva sute de localnici au semnat o petiție pentru eliminarea animalelor și au protestat în stradă. It stinks, it smells some days, it's that unbearable. You can't open your doors. I know parents with kids that can't play outside, they can't put washing on the clothesline. There are people with rainwater tanks. Pride, their pride and joy, they can't drink any water out of them. This is a huge health concern. Edilul localității cu 9.000 de cetățeni a anunțat însă că nu are autoritatea de a face nimic în acest sens și a plasat responsabilitatea în curtea autorităților regionale. It's a state and federal government issue. We can't touch them. Community wants them gone. People are feeling sick. Even if it's not causing them any significant bacterial infection, people are ill. It's not good for us. Două parcuri și o piscină publică au fost închise, iar un complex de terenuri de tenis ar putea avea aceeași soartă. Și, în timp ce mulți locuitori sunt hotărâți să facă orice ca să scape de lilieci, inclusiv